Bazele creației. Nu din întâmplare, tigri. Nu este întâmplător că puternicul tigru a fost ales ca animal preferat de mii de oameni din 70 de țări care au votat într-un sondaj făcut de Animal Planet. Tigrul este într-adevăr minunat. De exemplu, pare de neînțeles cum un tigru care cântărește între 135 și 270 de kilograme poate face o săritură orizontală pe o distanță mai mare de 9 metri pentru a se năpusti asupra prăzii. Răspunsul este nu întâmplător. Creatorul l-a înzestrat cu picioarele din spate mai lungi decât picioarele din față, mai groase și mai puternice, care dau un avânt suplimentar săriturii. Viteza de alergare este sporită de dimensiunea redusă a claviculei sale. Forma ascuțită a umerilor tigrului este un alt element neîntâmplător de dessing care îi permite tigrului o libertate mai mare de mișcare și pași mai largi. Tigrul, care în mod normal vânează noaptea, rămâne ascuns și își urmărește prada până în momentul în care este destul de aproape pentru a face saltul. Apoi, țintind cu atenție, neînfricatul tigru atacă. Uneori își folosește greutatea pentru a dezechilibra prada, chiar dacă ea cântărește de două ori cât el. Alte abilități ar fi dinții săi formidabili și ghearele sale retractabile și mereu ascuțite, plus umerii puternici, vederea binoculară, sensibilitatea mustăților și auzul fin. Instrumentele cu infrasunete, folosite de oamenii de știință pentru detectarea de la distanța sunetului avalanșelor și al cutremurelor, sunt, nu din întâmplare, echipamentul standard al tigrilor, care pot detecta ușor sunete de înaltă și joasă frecvență, dincolo de limitele percepției umane. Tigrul poate să își rotească urechile după nevoie, ca un radar, pentru a determina direcția de unde vine un sunet. Auzul unui tigru este atât de ascuțit încât este o rutină pentru el folosirea infrasunetelor pentru a comunica pericole sau alte semnale. Auzul său este ideal pentru a localiza prada, mișcare, o posibilă parteneră sau pentru a identifica nevoile puilor. Puii își încep viața orbi și neajutorați cântărind între 800 de grame și 1,4 kg, mai puțin decât jumătatea de greutatea unui bebeluș, și cresc rapid. De fapt, un pui de tigru mascul va cântări 45 de kilograme la înțărcare când va avea 6 luni. Și motivul este grija pentru un pui pe care creatorul, neîntâmplător, a întipărit-o în instinctul tigroaicei. Ea își alege cu grijă locul unde va da naștere puilor, un loc foarte izolat, bine protejat, unde se găsească ușor prada. Apoi, mama petrece prima săptămână din viața puilor, alocând 70% din timpul ei pentru a-i îngriji. Ca să aibă lapte potrivit pentru creșterea lor rapidă, trebuie să-și crească cantitatea de hrană cu 50%, astfel că prada din apropiere o va ajuta. Când puii vor avea 6 luni de viață, mama lor va aduce prada și va învăța cum să mănânce hrană solidă. Și cum ea vânează noaptea, iar puii mari vor să-și urmeze mama, nu din întâmplare știu cum să o găsească în întuneric. Creatorul le-a dat tigrilor glande care emană un miros unic între degete, miros urmat apoi de tigrișori. Când puii vor fi de un an și jumătate, vor putea vâna singuri, iar când vor avea 2 ani, cei mai mulți dintre ei vor pleca pe cont propriu cu înțelepciunea pe care mama lor le-a împărtășit-o, înfruntând singuri de acum o viață plină de provocări și pericole. Ar trebui să acordăm o mai mare atenție Tatălui nostru iubitor, Dumnezeului nostru creator și răscumpărător, dacă realizăm cu adevărat că avem și noi de înfruntat o problemă de viață și de moarte veșnică în această lume în care pericolele cresc mereu. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!